Aspectul oriental al Lisagge la 1870 descris de scriitori, jurnaliști, călători ocazionali sau spioni, numiți în general geografi, dispărea aproape complet pe timp de iarnă când un frig praznic se abătea asupra orașului. Din cauza iernilor aspre, populația turcă și tătară orașului nu a depășit niciodată 20-25% pentru simplu motiv că frigul, care putea ajunge în nopțile de ianuarie și februarie și la minus 20 de grade, cu specificația că nimeni nu avea pe atunci termometre pentru măsurători de genul acesta, îi făcea pe mulți dintre otomani să părăsească ispitarea Isaccea imediat ce avea ocazia după o experiență hibernală de genul acesta. Datorită frigului și Dunărea îngheța aproape din fiecare an, blocând circulația navilor pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. În iarna anului 1870, viața în Isaccea arăta cam așa. De astăzi, pe Dunăre este imaginea unui transport dinamic cu tot felul de nave mărunte printre care se scurge maestos câte un cargo uriaș pilotat cu dificultate. Pare un spectacol unic datorat modernității vremurilor pe care le trăim, dar ce ar fi să putem călători în timp, în 1870, să stăm câteva ore pe malul Dunării și cu o cană de bragă în mână să privim trecerea navelor pe Dunăre? În 1870, numărul de bastimente care au intrat și ieșit din Marea Neagră pe Dunăre au fost de 2564. După statistica foarte exactă a Comisiei Europene a Dunării, noi am folosit un raport al acestei comisii care oferea o medie anuală în perioada 1865-1870. Scăzând numărul de zile în care Dunărea era înghețată bocnă, iar pe Dunăre circulau doar căruțe și sănii, în anul 1870, fluviul a fost înghețat doar 25 de zile, începând cu 5 februarie și până la 2 martie, când ghețurile s-au topit. Scăzând aceste zile și împărțind numărul de nave, reiese că media zilnică a fost de 7-8 nave. Capacitatea maximă a acestor bastimente era de 212 tone, fiind vorba mai ales de corăbii. Cea mai mare navă care a trecut pe Dunăre în această perioadă a fost un vapor cu abur de 1500 de tone. În acea vreme, turcenii aveau obișnuința de a măsura capacitatea navelor în butoaie, cu butoi având în jur de 100 de kilograme. Deci pe Dunăre au trecut nave de 2120 de butoaie și cea mai mare având 15.000 de butoaie. Statistica CED ne reprezintă doar navele care au intrat și ieșit în Marea Neagră, navigând pe Dunăre. La acestea trebuia să adăugăm pluzderia de corăbii, barcazuri, barje, bărje diferite dimensiuni, loți și pescărești care se deplaseau de-a lungul Dunării fără să iasă la mare. Acestea transportau morfe între galaj și sulina, cereale, lemn și piatră pentru lucrările de la sulina, pește și igre de la sulina pentru galați, vin de la Niculițel prin portul de la Isaccea, blănuri și piei de la Ismail, brânză și miere de la Galaz, Brăila și Tulcea pentru Istanbul. Trebuie să recunoașteți că la 1870 Dunărea era destul de aglomerată, cu zecile de corăbii din lemn, vapoare, guaburi, având pereții construiți din lemn sau metal nituit pentru că sudura încă nu se inventase, cu zbaturi sau elice, barje și bărci. Doar că la mijlocul lui februarie 1870 malul Dunării era destul de pustiu, doar câteva vapoare guaburi erau trase la mal, prinse în capcana de gheață a Dunării, care părea o oglindă uriașă. Ișcolo, câte o căruță sau sanie pline cu saci sau pește, se deplasau pe drumul neted, ocolind pescare la coc. Se auzea doar grivățul, scârțeitul roților și acel al palelor morilor de vânt. Isaccea era încremenită sub cerul năpraznic, așteptând într-o stare de criogenie totală sosirea primăverii.